Victima, în vârstă de 54 de ani, a consumat băuturi alcoolice într-un bar din municipiul Târnăveni, iar mai apoi s-a îndreptat spre satul Dâmbău, în compania unei persoane necunoscute, care a recurs la acțiuni de tâlhărie. Fiind bătut și cu banii luați de agresor, bărbatul tâlhărit a depus plângere, sesizând oficiul de serviciu din cadrul poliției municipiului Târnăveni. În urma cercetărilor a fost identificat suspectul, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar în urma administrării probatoriului, parchetul de pe lângă judecătoria Târnăveni a prezentat persoana la instanța de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Polițiștii spun că agresorul este la prima abatere, nefigurând că având cazier judiciar, însă pentru faptele săvârșite riscă o pedeapsă cuprinsă între 3 și 10 ani de închisoare.